Fii aici, ține. Ține aici. Tati? Ei? Tati? Doamne, doamne. Ține, tati, de mama. De muiere, Nică. Muiere, Nică? Haide, mami. Oh, oh. Mi-arăți cum știi tu să zâmbești. Haide, mi-arăți cum știi tu să zâmbești, mama. Buticuță plină. Ai o buticuță plină de lăptic? Da? O buticuță plină de lăptic? Vai, 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 că mă topesc, mă topesc, mama. Mă topesc, dragul tău. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog aici pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat. Mulțumesc pentru toate comentariile. Stați aproape, mai urmează vloguri frumoase împreună cu familia, diferite subiecte. Astăzi m-am gândit să fac un vlog și să vă povestesc, în special vouă, femeilor, cum a decurs sarcina mea, cum am născut, cât de greu sau cât de ușor mi-a fost. Să vă povestesc în mare experiența mea de la maternitate, cum a decurs totul, travaliul, apoi nașterea și tot absolut. Eu am avut o sarcină foarte, foarte ușoară, foarte plăcută, să zic așa. În special în primele, vorbesc în luni, în primele 6-7 luni, a fost totul foarte bine. Apoi am avut o mică problemă, pot să zic mică, pentru că nu a fost foarte grav. Nu mai puteam să dorm în timpul nopții. Foarte puțin dormeam în timpul nopții, să zic... 2 ore legat, dacă dormeam în timpul nopții, cred că era bine. Și toată lumea îmi spunea, odihnește-te acum cât poți, că după aia o să vezi că nu o să mai poți din cauza copilului. Eu îmi doream să pot să dorm, dar nu reușeam nici cum. Cam asta să zic, a fost singura problemă. În rest, nu am avut. Am mai avut așa niște arsuri pe piept, dacă zic bine. Eu așa le simțeam, simțeam că mă arde ceva. Dar la fel, au trecut foarte repede și nu le-am privit ca fiind ceva foarte grav. Și bineînțeles, în ultima perioadă a sarcinii, îmi era destul de greu, burta fiind foarte mare, mi era destul de greu să mă încalț, dar niciodată nu am cerut ajutorul nimănui, m-am descurcat singură cu toate cele. Nu am avut o sarcină grea deloc, absolut deloc. Mi-am dorit foarte, foarte mult să nasc natural, mi-am dorit foarte mult să alăptez. Cred că în viață, ceea ce îți dorești cu adevărat foarte mult, ți se poate îndeplini. Exact așa s-a întâmplat și în cazul meu. Mi-am dorit să nasc natural de la început, de când m-am dus la primul control. Aveam 12 săptămâni, atunci am fost la primul control. Eu aflasem cu mult înainte că sunt însărcinată, dar am zis că nu are rost să merg mai repede, pentru că mă gândeam că oricum nu se vede mare lucru și... Eu sunt foarte relaxată așa în viața de zi cu zi și în general nu mă stresez din multe lucruri, sunt relaxată, am încredere în Dumnezeu și cred că rezolvarea tuturor lucrurilor vine de la noi și de la Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu se rezolvă toate lucrurile. Când m-am dus la primul control, mi-a spus că termenul când eu voi naște e pe 1 mai. Am încredere în medici, am încredere, dar mă gândeam, 1 mai, cine știe, o să fie ori înainte, ori după, cu siguranță nu au ei de unde să știe exact ziua când voi naște eu. Nu credeam. Da, dar uite, că drept dovadă, chiar așa s-a și întâmplat. Vreau să vă zic de control că m-am dus atunci prima dată, la 12 săptămâni și după aia, cred că m-am mai dus de maxim 2 ori și după aia nu m-am mai dus. Eu, având încredere în Dumnezeu că tot o să fie bine, mă gândeam de ce să mă tot duc lunar la control. Nu, sunt și o fire destul de pudică și nu făcea plăcere să mă duc la ginecolog de foarte des. Și m-am mai dus după vreo 3 luni, așa, 3 luni n-a fost deloc și m-am dus, țin minte, am intrat la domnul doctor și fusese rebelionul, am intrat, nu mai știu, prin februarie, cred că m-am dus și am zis bună ziua și la mulți ani.
Și s-a uitat așa la mine, la mulți ani? Ce e la mulți ani? Zic, păi, dacă nu ne-am întâlnit anul ăsta. Nu ne-am întâlnit anul ăsta, tu n-ai mai fost la control. N-am mai fost. S-a uitat la mine, la bebe, tot a fost ok, în regulă. Eu știam, eu simțeam că totul este bine și că bebele-i bine, eu mă simțeam și eu bine, nu era ce să fie rău, nu avea ce să fie rău. Da, referitor la termen, mă îndoiam foarte tare că o să nasc la termen. Se apropia destul de tare, era într-o joi, așa, dureri, contracții foarte rare, nu țineau foarte mult, nu m-am dus la spital, n-am făcut nimic în sensul ăsta. Dar vinerea, în vinerea mare, vinerea Paștilor, deveniseră un pic mai dese durerile și atunci un pic puneam semne de întrebare. Am sunat o moașă cu care mi-am creat o relație înainte să o întreb ce să fac. Cumva nu știam să plec sau nu la spital, mă gândeam poate mai durează și o zi sau două până nasc, deci poate nu are rost să merg la spital, mai bine mai stau acasă. Am sunat-o pe mama și am spus cum sunt durerile, cât de dese, cât de mult țin. Ea mi-a spus că pot să mai stau un pic acasă dacă eu vreau, asta era mai de dimineață. Mai spre amiază am observat pe chilot acel dop gelatinos care mi-a dat primul semn că da, sunt aproape de naștere. Și am mai sunat încă o dată pe mașa și i-am spus, uite, ce s-a întâmplat. Și atunci am zis, Ilian, atunci cred că ar fi bine să-ți iei bagajul, să duci la spital și vezi ce spun acolo medicii. Așa am și făcut. Dani a luat bagajul, ne-am urcat în mașină și am plecat la spital. Spitalul afla la maxim 5 minute de casa noastră. Am ajuns acolo, eu totuși mă așteptam să mă mai lase acasă. Cum nata mea tot zicea, hai să nu naști de Paște, să nu naști de Paște, să fii cu noi aici acasă, să fim cu toții la masă de Paște. Na, Dumnezeu a lucrat și am născut sâmbătă dimineața. M-am dus la spital, doamna doctor a spus că... apropo, aici fac o paranteză, nu am născut cu doctorul la care eu am mers la control, nici nu am avut pretenția asta, eu am zis cine o să fie acolo, cu acei oameni o să nasc, nu mă interesează. Și din punctul ăsta de vedere am fost foarte relaxată. Am ajuns la spital, domnișoara doctor s-a uitat la mine, a zis că dacă vreau să mai merg acasă câteva ore, pot liniștită, că nu sunt dilatat absolut deloc și nu sunt aproape de punctul final. Și am zis, da, cum considerați voi, dacă eu chiar aș vrea să mă mai merg acasă. Dar am mai stat un pic, s-a uitat odată și a zis, totuși, hai, nu te mai duci acasă, rămâi la noi. Așa am și făcut. Aveam dureri destul de rare, nu erau foarte intense, deci nu eram... Oricum, eu nu am fost stresată absolut deloc, eram foarte relaxată și aveam încredere că totul o să fie bine. Cu testul COVID mi-au pus apoi o branulă, dacă zic bine, nu mă pricep. Și m-am dus într-un salon unde am tot stat și am tot stat și am tot așteptat și contracțiile au început să fie din ce în ce mai dese. Pe timp de zi, până seara, totul a fost destul de bine, dureri destul de suportabile. Dar noaptea a fost foarte greu. Pe timpul nopții, travaliu a fost foarte, foarte greu, dureri foarte dese, foarte intense. Mă plimbam stânga-dreapta, încercam să mă relaxez, luam diferite poziții ca să încerc să mă relaxez cât de cât. A fost un travaliu destul de lung și destul de greu. Și am avut parte de o moașă, vorba aia, pâinea lui Dumnezeu, nu știu. Moașa cred că pe mine m-a ajutat la cât eram eu de bine mental, cred că m-a ajutat să fiu și mai bine. Mi-a dat așa o încredere și prin felul cum se comporta cu mine, prin calmul ei, prin răbdarea ei, o reușit să mă facă și pe mine să fiu așa. Și pe calea asta îi mulțumesc din toată inima dacă vede acest video. Cred că toată viața o să fiu recunoscătoare și dacă ar fi să mai nasc și de 10 ori, tot aici, la maternitatea din Sebeș, mi-aș dori să nasc cu siguranță.
Doamne, și acum când mă gândesc, tot personalul, ce frumos s-au comportat toți și ce experiență faină a fost până la urmă. Mulțumesc lor și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a făcut parte de așa oameni. Da, pe timpul travaliului mă vizita foarte, foarte des, venea la mine, mă mai întreba cum ești, mă monitoriza, vedea că contracțiile sunt destul de puternice, destul de dese. Și a trecut cum a trecut noaptea, mi se pare că a trecut repede. Pe la 6 și un pic m-au dus pe masa, pe masa unde am născut. Și până pe la 7 și 10 am reușit să nasc. Am născut destul de greu, Carla fiind foarte mare, 4 kg 200, ca să nu mă taie prima dată, am crezut că vom reuși așa, e bine, nu s-a întâmplat. M-au tăiat și după ce m-au tăiat foarte puțin, foarte puțin m-a mai împins și Carla a ieșit. A fost o naștere grea. Țin minte că doctorul meu era și el, doctorul la care eu am mers la control, era în telefon cu un asistentă de acolo. A fost o experiență grea, dar faină, că am avut parte de oameni foarte faini și atunci totul a devenit din greu un pic mai ușor. Iar când Carla a ieșit și am văzut-o, parcă, nu știu, parcă am uitat tot. Parcă nu mai trecusem prin nimic greu. Au mai urmat apoi 2 zile în care noi am stat în maternitate. 2 zile destul de ok. Mi-au lăsat-o pe Carla să stea cu mine. Am dormit împreună, am început să o alăptez. Da. Alăptat, un alt subiect destul de delicat. Eu chiar am zis, după ce am venit acasă și mi era foarte greu, mă dureau mamiloanele foarte tare, am zis, Doamne, parcă aș mai fi născut odată, dar să nu alăptez, era foarte, foarte greu. Poate multe dintre voi ați trecut prin experiența asta și știți despre ce vorbesc. Înainte să alătești și să știu ce înseamnă asta, poate judecam mamele care nu alăptează și, bine, nici acum nu sunt de acord. Dacă Dumnezeu te înzestrează cu lapte, de ce să nu-ți rănești puiul? Este părerea mea, foarte dificil alăptatul. Mameloanele mă dureau foarte tare, mi s-au făcut niște răni, mi se dusese un strat de piele. Și când o atașam pe Carla la sân, îmi dădeau lacrimile și parcă aveam o durere așa, mi se ducea până în tălpi și până în vârful capului. Mi-am dorit foarte mult, foarte mult să alătez și atunci nu am avut în gând, nu am avut gândul de a renunța, nu. Din dorința aia foarte mare de a alăpta, îmi era foarte greu, dar nici nu voiam să renunț și tot așa, am avut încredere în Dumnezeu că o să se rezolve și lucrul ăsta. Între timp am mai vorbit cu ceva specialiști care m-au ajutat să alăptez corect, să o atașez pe Carla corect, să fac toate lucrurile cum trebuie și să-mi fie și mie și ei mai ușor. În maxim 2 săptămâni eu nu am mai avut nicio problemă cu sânii, cu mameloanele și în zi de azi alăptez exclusiv la sân, alăptez normal, nu mă mai doare absolut nimic, am mult lapte, Carla e foarte bine, e liniștită, e sănătoasă, cred că asta e cel mai important. Am avut parte de o primire foarte, foarte faină când am venit acasă, de fapt m-au așteptat în fața maternității, familia, soțul, a fost așa tare, tare fain. Când am ieșit în ziua respectivă, am simțit foarte bine, eram veselă, fizic mă simțeam foarte bine și fizic mi-am revenit foarte repede. Tăietura respectivă, să zic așa, 1 săptămână, 1 săptămână jumătate, m-a deranjat destul de tare. Dar și la masă am stat pe colac ca să nu presez foarte tare acolo. La câteva zile distanță am avut așa niște stări mai urâte. M-am simțit rău, cred că m-am și răcit un pic în spital, a fost foarte cald, eu am stat cu geamul deschis și
și m-am dus înapoi la spital să-mi fac o doză de fier și ce m-am mai făcut ei să mă pun pe picioare. Și apoi totul a decurs foarte, foarte bine. Până în clipa de față, eu sunt foarte sănătoasă și foarte bine, mă simt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că totul a trecut cu bine și da, dacă ar fi să nasc, cu siguranță Dumnezeu ne va mai da copii. Cu siguranță aș naște tot natural și tot la aceeași maternitate. M-am simțit foarte bine. Le mulțumesc tuturor pe calea aceasta, celor de la maternitatea din Sebeș, niște oameni extraordinari, doamnele de acolo s-au comportat exemplar. N-am cuvinte. Cât despre creșterea Carlei, eu cumva cred că am luat exemplu mamei mele. Ea întotdeauna îmi spunea, tu nu tot ce scrie și tot ce... Nu cartea te învață să-ți crești un copil. Și asta simt și eu, că instinctele pe care Dumnezeu le pune în noi ca și mame trebuie să le folosim pentru copiii noștri. Da, într-adevăr, probabil trebuie să ne mai și documentăm. Eu în toate cazurile pe care le-am avut referitoare la Carla și la naștere și tot, m-am gândit la mama mea. M-am gândit că ea ne-a născut pe toți patru natural, nu mergea deloc la controle. Și mă uit așa la noi patru, la mine, la Culiță, la Geta și la Iancu, mă uit cât de sănătoși suntem, cât de mari și tari, vorba aia. Și atunci mă gândesc că mama ne-a crescut așa, cum o știut ea, cum o știu și cum n-o știut. Deci ne-a crescut după instinctul ei și noi suntem foarte bine, foarte sănătoși, nu avem probleme de sănătate, nu ne știm niciunii cu probleme grave de sănătate, nici măcar minore, nu am fost crescuți cu medicamente, am fost crescuți natural. Și eu așa simt și îmi doresc să-mi cresc și eu copiii mei. Nu condamn nicio altă decizie, deci nu condamn nicio altă mamă care își crește copiii altfel. Este foarte bine să îți crești copiii și să faci exact ceea ce simți. Cred că este foarte important și încă un lucru care îl văd benefic este relația dintre părinți. Eu cred că dacă părinții sunt liniștiți și au o relație bună, cred cu tărie că și copiii reușesc să fie liniștiți, să aibă o stare de bine. Câteva zile, o săptămână jumătate, Carla au fost mai agitate din cauza colicilor, dar acum este bine, mai plânge uneori seara are program de plâns, în rest, în timpul zilei, Carla nu plânge absolut deloc, povestim amândouă, zâmbește, de când avea jumătate de lună, ea râde, zâmbește, îi place foarte mult să vorbesc cu ea, să-i cânt. Am observat că atunci când poate este neliniștită, dacă încep să-i cânt, imediat se liniștește. Poate mă fac și eu cântăreață, cine știe? Iarăși îi place foarte mult la baie, îi place foarte mult apa, îi place foarte mult când o schimb, nu ar mai pleca de pe masa de unde o schimb. E un copil tare, tare drăgălaș și tare cu minte, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cât despre alimentația mea, primesc destul de multe mesaje de la mămici, proaspete mămici ca și mine, întrebându-mă cum alimentez, câte mese pe zi am, ce am adăugat în alimentația mea, la ce am renunțat. E bine, eu mănânc total normal. Normal ce înseamnă? Ca și înainte, mâncare gătită în casă. Da, mai mănânc și chestii care poate nu sunt foarte sănătoase, dar nu fac o tragedie din asta. Nu m-am gândit niciodată câte mese să-mi fac pe zi, ce să mănânc anume. Nu am renunțat la nimic. Pot să zic că nu am renunțat la nimic. Am înțeles așa că fasolea, varza, anumite chestii ar deranja pe ea la butică, dar eu cred că orice aliment consumat cu moderație nu ne creează probleme, nici mie, nici ei. Asta cred eu, merg după instinct și deocamdată ne este foarte bine. Sunt fericită, sunt împlinită,
N-am cuvinte de ajuns să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul minunat pe care mi l-a dat, pe care mi l-a dat. Cu siguranță îmi mai doresc copii. Da, vreau să mai fac copii. Și chiar aș vrea să fie apropiat de vârstă, pentru că eu mă uit, noi suntem din 2 în 2 ani și tare fain am crescut cu toții acolo, împreună. Ne băteam foarte tare când eram mici, dar acum avem o relație specială și îmi doresc ca și copiii mei să fie așa cum suntem noi acum, noi cei patru frați. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Soțul meu este cu Carla acum. El are o perioadă în care lucrează în deplasare și vine în weekend acasă și se bucură, în astea două zile se bucură de Carla, dar ea încă este mică și are nevoie de mine, încă vrea să stea la sân destul de mult, nu are un program, să zic că mănâncă din două sau din trei, în trei ore, nu. Uneori eu mănâncă din 10 în 10 minute, nu. Și nici nu vreau să-i fac un program, vreau să fie totul natural. Dacă sunteți curioși ce se mai petrece prin familia noastră și dacă sunteți curioși de mai multe vloguri pe care eu le voi posta, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Iar dacă acest video v-a plăcut, dați un like, un comentariu. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc mult bine! Și vreau la final să vă prezint pe cineva! Vreau să vă prezint pe cineva! Cine e aici? Cine e aici? Carla, la mama? Da, mama? Carla a crescut foarte mare, după cum vedeți. După cum vedeți, am o domnișoară în toată regula aici. Da, mama. Am o domnișoară în toată regula aici. Pe care iubește nu mai pot. Da, mama. Te iubiți, mama. Mami, vrei să le transmiți ceva? Vrei să-i saluți, mama? Haide. Fă cu mâna, mama! Mama, dar arată-le cum știi tu să zâmbești. Haide, mama! Arată-le cum știi tu să zâmbești, mami! Haide, vrei? Vrei să le arăți cum știi tu să zâmbești? Haide, mama! Haide! Nu vrea să zâmbească, scumpa mea! Mama! Te iubesc! Măi, frumoși mei, mă! Muierea e mică, lui tata. Da, e muierea mică aici. Da. Păi mare, mă! E mare, măi, tati. E mare. Frumoși mei.